Sfârșit. Fiecare dintre noi a fost ucis deja în acea dimineață. Noi nu mai suntem cine eram. Am murit. Pe 24 februarie 2022, o țară vecină ne-a ucis pe toți. Lumea dinainte a fost cuprinsă de flăcări și fum, s-a sfărâmat și s-a dezintegrat. Sute. Mi, milioane dintre lumile noastre au dispărut distruse pentru totdeauna. Ireversibil. Săptămâna aceea hotărâsem să merg la o întâlnire. Iarna se apropia de sfârșit, dar era încă mohorât și rece. Voiam în sfârșit să schimb ceva. Ne-am dat întâlnire poi mâine, 24 februarie 2022. Urma să ne întâlnim în centru, să stăm într-o cafenea să ne plimbăm pe străzi. Ziua aceea, poi mâine, n-a mai venit niciodată. A venit cu totul altceva și a distrus-o. Ce plimbare să mai fie? A dispărut orașul în care trebuia să ne plimbăm și să bem cafea. Au dispărut străzile. S-a întâmplat cu totul altceva. Acum sunt alte vieți ale altor oameni. Va trebui să ne cunoaștem din nou, să stabilim o nouă dată, să ne întâlnim din nou. Totul va trebui reconstruit, bucată cu bucată, și fiecare bucată va fi complet nouă. Dar când se va întâmpla? Cine voi fi eu? Cine vom fi noi? Unde vom fi? Pentru ce vom fi? A venit Apocalipsa tot ce a fost numai ei. Au rămas vestigii, urme, umbre. Ne uitam la seriale, beam bere și coniac, stăteam până târziu în cafenele, ne vizitam prietenii, cumpăram cărți pe hârtie, ne îmbrățișam, vorbeam despre artă, jucam cărți, râdeam, dansam pe muzică de pe telefon, mergeam la cinema cu bere și nuci. Toate au dispărut într-o dimineață mohorâtă și rece, aruncate într-un abis întunecat de sunetul alarmei antiaeriene. Așa dispar lumile. Ca o zi care s-a încheiat și n-a mai venit niciodată, ca o floare care și-a închis petalele sub o rafală de vânt și nu s-a mai deschis niciodată. Ca un laptop brusc deconectat de la priză. Ca un soare care a pus și n-a mai răsărit ca un om înjunghiat din spate cu un cuțit în inimă. Așa dispar lumile. Ca un bec care se stinge, ca apa care se scurge în cadă, ca ochii închiși ai unui mort. Lumea noastră nu era mai bună decât un bec. La fel de fragilă și limitată. Așa era. Lumea noastră era imperfectă, era vie. A fost ucisă. Acum a venit apocalipsa, frica. Nu mai există. De ce ne era frică, nu mai există. Vestigii, urme, umbre. Ne-am retras altundeva, într-o Atlantidă submarină, o vedem încă, dar imaginea e tot mai slabă. Viața noastră e acum un cimitir al planurilor, dorințelor, aspirațiilor de dinainte de 24 februarie 2022. Trăim acum într-o lume în care lumea noastră nu mai există. Cum se poate? Uite că se poate. Și se întâmplă. Pădurile prin care ne plimbam înainte sunt minate și devastate de tancuri. Podurile pe care mergeam în vizită la rude sunt distruse, rudele sunt moarte sau și-au pierdut mințile. Prietenii sunt prizonieri în orașe capturate sau au plecat în locuri unde n-au avut niciodată intenția să ajungă. Teatrele sunt bombardate. Actorii păzesc puncte de control cu mitraliera în mână. Ce lume e asta? E lumea războiului. Și ce e războiul? Ceva ce nu poate fi. Niciodată. Dar e război. Și cum se poate? Nu se poate. Trăim într o lume care nu poate fi, ceva ce nu se putea întâmpla, s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva de nedescris, s-a întâmplat irealul. Mai suntem vii noi, cei care am supraviețuit? Cine sunt eu acum? Cum am supraviețuit primelor zile? Îmi amintesc puțin. Acele zile sunt îngropate deja sub o pernă mare și impenetrabilă. Tot ce făceam atunci era să ne fluturăm brațele ca pe niște aripi pentru a nu ne prăbuși în abisul care devenise viața noastră. S-a dovedit că avem aripi, noi, cei care am devenit acum. Eu încă nu înțeleg unde suntem. Noi suntem în mai multe locuri în același timp ca fantomele. Ca norii negri zburăm acolo unde ne duc Gândurile noastre, acolo unde prietenii, familia și cei dragi stau în subsoluri, tremurând din cauza atacurilor cu rachete sau pur și simplu încremeniți de frică pentru viața cuiva. Acum plutim ca niște fantome deasupra întregii Ucraine. Corpurile noastre stau ascultătoare acolo unde le-am lăsat. Suntem doar jumătate din corpurile noastre sau o treime. Suntem purtați încoace și încolo de vânturile invizibile ale războiului. Corpurile noastre, sunt ca niște copii. Le cerem să fie politicoase și să-i asculte pe cei mai în vârstă. Stați nemișcate. Țineți rucsacul cu documente. Duceți-ne mai departe până când gândurile și sufletele noastre vor ajunge la cei care mor sub bombe. Unde suntem? Locurile și spațiile noastre au fost înlocuite, împrăștiate, încurcate. Gările funcționează, dar nu mai sunt gări. Cafenelele funcționează, dar nu mai sunt cafenele. Oamenii stau și beau, dar asta nu mai e băutură. M-a sunat un prieten beat. Era cu un alt prieten care avea o sticlă și s-au îmbătat amândoi. Prietenul meu s-a îmbătat tun. Era beat și fericit ascultând muzică pe telefon, amintindu-și povești haioase, apoi s-a dus acasă și s-a trezit brusc și a amintit totul. Toate străzile erau întunecate și goale, iar ferestrele erau lipite cu scoci. Sub un pod era o patrulă de apărare teritorială. Prietenul meu m-a sunat. Ce să fac? M-a întrebat. Eram beat, mă distram și deodată m-am trezit. Suntem în război, atât de înspăimântător. Sub pod e o patrulă. De ce m-am îmbătat? De ce se fac petreceri cu muzică și distracție dacă suntem în război? Lasă vorbăria, i-am zis eu. Închide telefonul și du-te repede acasă. În cinci minute se dă stingerea, vei fi oprit de o patrulă și ești beat. La dracu a zis el, stingerea. Și eram atât de fericit acum o jumătate de oră când eram beat și vesel. Du-te repede acasă, i-am zis. Și nu mai bea. Nu mai beau, la dracu, nu mai beau. A zis el și a închis. N-ar trebui să bea că cei pentru care mâine nu există nu are niciun rost. Că Mahmureala vine azi. Nu poți lăsa pe mâine. Pentru noi, mâine nu există. Există doar un azi mare și umflat. Nori grei, negri și umflat se întind pe tot orizontul, în toate direcțiile, umplând toate crăpăturile, oricât ai bea, tot la ziua de azi revii. După norii negri, nu e nimic. Drumul spre viitor a dispărut. Trebuie să îl găsim din nou. Așa cum căutăm, cum. Ce. Nimic. Să-ți găsești viitorul, înseamnă să-ți găsești viitorul, nimic altceva. Cine știe cum să-l caute. Trebuie să învățăm de la zero. De la capăt din vidul eternei bezne a zilei de azi, așa cum am învățat să zburăm peste abis, cu aripile pe care înainte nu le aveam. Suspendarea deasupra abisului te bifurcă sau chiar te trifurcă. Am ieșit la plimbare, era pe la jumătatea lui Martie, un cer albastru, strălucitor, înalt, orbitor, căldura soarelui cădea pe fețele încremenite, mângâindu-le ca mâna de mamă. adea un vânt ușor de undeva, se auzeau râsete de copii și corpul tău reacționează, răspunde primăverii din jur, pașii ți se relaxează, pe buze ți apare un zâmbet ușor, doar corpul. Tu nu. Într-un colț argurii ai un zâmbet, dar în celălalt rămâne tristețea, e ca o mască antică. Pe de o parte te îmbib de primăvară, dar pe de altă parte asta nu e primăvară, ci un câmp de luptă, o moarte de foc. Sub un cer înalt de un albastru orbitor, aleargă acum soldați cu mitraliere și soarele cald luminează un tank inamit ascuns lângă o căsuță în ruine. Sub acest soare, acum, se trage într-o mașină cu refugiați, sub acest soare acum mor oameni îngropați sub ziduri de beton, sub acest soare transparent ar tancuri, elicoptere, mașini, oameni, pământul. De asta vezi acum doi sori. Două ceruri. Două primăveri. Ești în același timp și aici, și acolo ești bifurcat, dar de fapt ești bulversat, fiindcă o parte din tine nu e nici aici, nici acolo, ci atârnă deasupra abisului întunecat, abisul apocalipsei. Acum ai trei capete, pentru că trebuie să vezi deodată doi sori și un abis. Dar tu ai doar două mâini și ele trebuie să te poarte ca niște aripi. Lumea ta e distrusă, tu ești mort, tu zbori undeva, străind de toate lumile în care strălucește acum soarele. Încă mai respir, dar nu știi ce înseamnă asta. Respir și ce? Încă respir, deocamdată respir, deja respir, am inspirat, am expirat, e pauză sau e sfârșitul sau e începutul, cine poate spune? Chiar în acest moment, într-o închisoare rusă în Moscova, se află matematicianul ucrainian Constantin Olmezov. El este specializat în combinatorică aditivă, un domeniu al matematicii care studiază mulțimile finite și relațiile dintre ele. Pe 24 februarie 2022, când o mulțime finită, în care se afla în acel moment, a atacat cealaltă mulțime finită, din care face parte, Constantin Olmezov nu a crezut. În această relație dintre cele două mulțimi, nici nu a putut să o accepte ca pe un fapt matematic sau ca pe un fapt de viață. Și abia după două zile a început să creadă, și a vrut să scape din mulțimea finită în care se afla în acel moment. Dar era prea târziu. Și pe drum, în autobuz, a fost arestat pentru că a fost recunoscut. Un element din mulțimea finită în care se afla, l-a denunțat la poliție și poliția l-a arestat doar pentru că a vrut să evadeze din mulțimea finită în care se afla, deși nu e o infracțiune, și totuși l-a închis pentru că spusese cu voce tare că mulțimea finită a greșit când a atacat o altă mulțime finită. Acum, Olmezov e în închisoare, atârnând deasupra abisului întunecat. El stă, 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 încă mai stă și iar stă, 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 stă. stop, ajunge. Nu mai stă. Mâinile n-au mai suportat. Constantin Olmezov, matematician ucrainean, arestat și închis la Moscova pentru că a vrut să se întoarcă acasă, s-a sinucis în celulă. Cel puțin, așa au spus la știri. Aripile nu i-au rezistat. Mai exact, de au fost tăiate. Mii de oameni cad în abis în secunda în care scriu aceste cuvinte, de ce scriu despre matematicianul Constantin Olmezov? Probabil pentru că el a fost acolo, în cealaltă mulțime finită, unde e mult mai înfricoșător decât aici, deși nu știu. Înfricoșător e peste tot. Exact în timp ce eu scriu cuvintele astea, în Mariupol, oamenii se roagă să nu moară de morți îngrozitoare cum au murit deja vecinii lor. Vor să moară pe loc. Nu se îndoiesc că, într-un fel sau altul, vor cădea toți în groapa neagră și întunecată de care încearcă acum să se agațe. Primăvara lor e în nopțile trăite sub pământ, fără căldură, fără mâncare, fără apă. Primăvara lor e în zilele morții sub bombe, zilele în care au îngropat cadavre sub scările blocurilor înalte. Apocalipsa continuă, apocalipsa e permanentă, apocalipsa e acum, azi, deja, mâine nu există. Lumea mea, A dispărut. Nu am sentimentul că aș fi viu. Sunt purtat undeva de un vânt invizibil. Corpul meu e ascultător ca un copil care stă în siguranța unui subsol sau între doi pereți de rezistență, ținând în brațe un rucsac cu documente și bani. Corpul meu e ascultător și temător. Mă așteaptă să mă întorc din întinderea de foc a primăverii, unde mor oameni, oameni dragi, deși nu-i cunosc pe toți oameni, care n-au mai avut puterea să zboare peste abisul negru, cărora li s-au tăiat mâinile, care au zburat ca aripile până în ultima clipă în abisul Apocalipsei. Dar brațele și mâinile nu sunt aripi. De ce mă întorc? De ce văd încă cerul și primăvara? De ce aud stingerea Alarma antiaeriană și ies să cumpăr pâine, varză, bulion. De ce soarele încă mămângie cu mâna caldă a mamei pe obraz? De ce colțul drept al gurii mi se ridică într-o jumătate de zâmbe ciudat? Nu înțeleg. E ceva ciudat care se întâmplă deja în Apocalipsă. Ca de exemplu că între Lvov și Mariupol nu mai sunt 125.000 de kilometri, nu mai sunt kilometri, sunt cadavre. De la Lvov la Mariupol Distanța e de 125.000 de cadavre de civili, și asta e doar statistica oficială de azi, care mereu subestimează totul ca să nu contrarieze Apocalipsa. Să nu privească în ochi. De fapt, sunt mult mai multe cadavre, înțelegem foarte bine, dar nu-i spun asta corpului meu care stă ascultător acolo unde-i spun eu să stea. Corpul nu trebuie să știe tot. Lasă-l să creadă că e viu. Dar eu știu un secret groaznic. Noi trăim, noi zburăm deasupra unui abis, fiindcă lumea noastră e ucisă și noi suntem purtați de aici-colo, de vânturi invizibile care suflă între viață și moarte. Eu îmi pot duce corpul acolo unde distanțele încă se măsoară în kilometri, unde încă e doar. Primăvară și nu câmp de luptă în flăcări, dar vânturile fierbinți mă vor găsi și acolo. Voi vedea abisul întunecat de fiecare dată când voi închide ochii, chiar dacă voi clipi doar pentru o clipă. Lumea mea nu, nu mai există. Dormi. Corpul dormi. Nici ție nu ți-e ușor, că bănuiești ceva. Că zâmbești doar cu un colț de gură, te trezești în fiecare dimineață în urletul fantomatic al sirenei, nu simți gustul mâncării, ți-e frică să clipești, ca să nu vezi întunericul despre care nu-ți spun, dragă corpule. Ca să nu uiți că trebuie să respiri. Pentru că eu am uitat deja de mult. Pe 24 februarie 2022, M-am trezit undeva unde nu mai există aer, unde nu mai există atmosferă, totul a dispărut, ca și cum nu ar fi existat niciodată. Cerul s-a făcut negru ca un abis, chiar și ziua, ca să nu mai zicem de seară și de noapte. Primul și ultimul atac de panică din viața mea s-a întâmplat... Când, în a patra zi de război, m-am întors seara acasă și, pe drum, m-am uitat la cerul întunecat, fără să văd acolo niciun cer. Deloc. Cum poate fi acolo un cer? Dacă ar fi acolo un cer, bombele și rachetele rusești nu ar fi putut zbura pe el. Ne-ar fi oprit. Dar ele zboară, cerul nu mai există, a dispărut. Lumea nu mai e lumea. E, nu mai e lumea. Nu mai e lumea. Nu mai e lumea, nici cerul. De ce să se agațe? Nu. Nu există stâlp de fier, nici păduri verzi, nici livezi de vișini. Eu m-am oprit nedumerit, mi s-a oprit respirația, m-am îndoit ca o treste, doar picioarele au mers mai departe și n-am căzut, m-am rostogolit. Când am ajuns la zidul casei mele, corpul meu a, a început să respire din nou. Dar eu încă nu. Expresia nu există e cumva magică pentru mine. Am repetat-o de atâtea ori ca să existe totuși ceva. Dacă repeți de o mie de ori, nu există, e ca și cum ar exista ceva. Fie și un fir de praf de care te poți agăța. Îmi plac. Vrăbiile de pe stradă, chiar și porumbeii. Simt un fel de solidaritate cu ei. Dacă ei trăiesc, pot și eu. Dacă ei trăiesc, pot și eu. Dacă soarele strălucește pentru ei, poate strălucește și pentru mine. Poate va străluci și pentru mine. Dacă eu nu am soare, poate că cerul lor. Mă va acoperi și pe mine măcar un pic. Cer de vrăbi. Acoperă-mă măcar un pic. Și pe mine. Și pe toți cei pe care îi iubesc. La care mă gândesc. Și îmi amintesc de toți cei care și îmi amintesc de toți cei ce zboară acum cu mine în abisul negru. Suntem ca vrăbile zburăm deși nu știm cum. Suntem ca vrăbile, murim cu mile în praf și cenușă, fără de fără rost, cer de vrăbi. Cip-cirip. Amintirile despre cei care au fost și au murit se învârt încă în jurul meu ca niște fire de praf. Dar sunt din ce în ce mai puține. Deja nu mai amintesc primele trei zile de război. O pernă impenetrabilă, adică știu cum stăteam în fața ecranului laptopului, incapabil să mă desprind de știri, am postat apeluri isterice pe Facebook, am sunat oameni, am cerut și transmis informații importante, m-am forțat să adorm, am ascultat sirenele în zori, am început să citesc și am aruncat imediat carte, am trăit disperarea și dragostea, știu. Totul, da. Nu mi amintesc Și cel care eram înainte de război, îl cunosc, dar nu mi-l amintesc. Nu mi-l amintesc. Tot ce știu e că era altcineva. El mergea la baie altfel, locuia în casa mea altfel, vorbea altfel, se uita pe fereastră altfel. A fost și nu mai e lasă-l în plata Domnului. Acum nu am timp pentru el. Mariupol, Bucea, Gostomel, Irpin, Vasilchiv, Sumă, Ohtârca, Cernihiv, Izium, Popasna, Volnovaha, Harkiv, Herson, Nikolaev, Pashtanka, Voznosensk, Makarov, Chernobyl, Energodar, Donetsk, Lugansk, Crimea, Bahkisarai, Jankoi, Simerv, Simferopol, Sevastopol, Melitopol, Berdeansk, Kramatorsk, Slaviansk. Sunt cuvintele pe care mi le amintesc acum, pe care nu le voi uita. Nu voi uita nimic și pe nimeni. Nimic și pe nimeni. Nimic din ce s-a întâmplat în întuneric și în foc e singurul meu pot peste abis și abisul e deja aici. Așa că da, șoptesc cuvintele astea înainte să adorm. Mariupol, Bucea, Gostomel, Irpen, Vasilchiv, Sum, Ohtârca, Cernihiv, Izium, Popasna, Polnovaha, Harkiv, Herson, Nikolaev. Sunt orașe cuvânt și în ele trăiesc toți oamenii care au murit, care au dispărut, care au rămas fără adăpost. Asta e acum geografia mea. Nu știu ce va urma, nu știu nimic. Cum nu știu nici prietenii mei vrăbile de pe stradă. Dar de un lucru sunt sigur, nu vom uita nimic. Nimic din ce s-a întâmplat, niciodată. Ne vom aminti până în adâncul oaselor și al sângelui nostru. Până la bătăturile din palme. Până la cerul de vrăbii așa cum își amintesc cei care nu au nimic altceva de ținut minte, cărora li s-a luat totul. Și așa vom traversa Apocalipsa acum. Asta nu e amintirea noastră a celor care eram înainte, a celor care au trăit, au murit și au pierit odată cu vechea lume. Lasă-i plata Domnului. E o amintire despre aripi, iubire, neînfricare și durere arzătoare. E amintirea a ceea ce s-a întâmplat atunci când nu a mai rămas nimic. Când eram fantome, când morți erau vii și vii erau morți. E amintirea a ceea ce suntem noi, acum. Pentru a o păstra, trebuie să construim o lume nouă și o vom construi, și deasupra ei va fi un cer nou. Ne vom aminti de toți cei uciși, de fiecare casă distrusă, fiecare stradă distrusă, fiecare chip în Ne vom uita la seriale? Vom bea bere și coniac? Vom sta până târziu în cafenele, ne vom vizita prietenii? Vom cumpăra cărți pe hârtie? Ne vom îmbrățișa? Vom vorbi despre artă? Vom juca cărți? Vom râde? Vom dansa pe muzică de pe telefon? Vom merge la cinema cu bere și nuci? Dar mai întâi, voi merge la o întâlnire. Și acela nu voi mai fi eu. Nu cel care supraviețuiește, ci cel care va fi. Va trăi. Își va aminti. Va iubi. În cele din urmă, va suferi. Început.